Salut, bună, domnilor și domnișoarelor. Bună seara, domnilor. Mă scuzați, sunt un pic răcit. Vă mulțumim că sunteți aici, alături de noi, în acest moment important al vieții domnului poet Cătălin Pilipăuțeanu. Despre omul și poetul Cătălin Pilipăuțeanu ar fi multe de spus. Însă mă rezum la spune doar atât. Poezie, prietenie, sinceritate, emoție, profunzime și multă, multă dragoste. Dacă urmărim parcursul poetului Cătălin Pilipăuțeanu, putem observa evoluția spirituală, aprofundarea sentimentelor și descoperirea iubirii absolute prin condeiul propriului suflet. Pornind de la primul său volum Căutând fericirea, care a fost prezentat de maestrul Adrian Păunescu la postul de televiziune de la Antena 1 în anul 1999, descoperim că poetul se află într-o căutare a fericirii absolute și a împlinirii mai târziu în 2003 Pustirea Îngeriței și prin al treilea, în 2006, emoția se transpune în trei mâini și alte gânduri. Urmând a-și completa viața, pe 9 august 2012, printr-o împlinire și o definitivare a frumosului, lansează volumul Roberta Tomiroșa Dumnezeu. Eveniment susținut tot în această aulă a Bibliotecii Municipale din Onești. În al cincilea volum, Orizont fictiv, pe care poetul Cătălin Pilipăuțeanu îl lansează astăzi, cititorul va găsi aceeași sensibilitate și trezire explozivă ca sursă de inspirație pentru înfrumusețarea propriei noastre vieți. Am să vă recit o poezie acum, dăruită de mine, minunatului om, poet, Cătălin Pilipăuțeanu. Se numește Alt Orizont Fictiv. Nu știu dacă e corect sau dacă nu e, nici nu caut să aflu vreun motiv, ideile nu sunt bătute în cuie și orizontul poate nu-i fictiv. Mă tulbură imensitatea mării, creind un impact alternativ, mă împroșcă valuri cu sărutul sării pe o copertă de orizont fictiv. Ridic coperta și găsesc o lume, mă îmbăt de poezie, sunt bețiv. Când Cătălin trăirea și-o expune în noua carte Orizont Fictiv, tresar la versurile Cătăline, devin din ce în ce mai emotiv, vibrez și plâng alături de tine, citindu-te în Orizont Fictiv. În vârfătaia dragostei fraterne, care m-a mistuit definitiv, îmi țin gură iubirea ta. Îmi circulă iubirea ta prin vene și sparte dintr-un orizont fictiv. Doi. Ne placă, bă? Da. El e prietenul meu de la București, Cristian Velicu, un foarte important poet, după opinia mea, care cred eu că nu e de aici de acolo, cel mai bun condeier pe care îl avem în momentul de față. El este Cristian. Și ofițer în rezervă al serviciului român de informații, nu mai e niciun fel de secret, că a declarat-o deja la București. Domnul profesor Ioan Dănilă, care m-a însoțit la urmă activității mele literare, dacă pot să-mi permis să-i spun așa, și care m-a onorat și astăzi, chiar dacă este foarte ocupat cu prezența dumnealui. Domnul profesor, doctor, conferențiar, Ioan Dănină. Și doamna Oana Dobricăi, cea mai complicată ființă. Am dus o muncă de lămurie de vreo 2 ore. Era să sun pe Doru Dobricăi, soțul ei, dumneai ei, să-i spun, doamne, vorbește cu doamna profesoară să vină să prezinte, că a fost mereu. Dumneai a avut așa un trac, dar eu cred că tracul a fost regizat, pentru că doamna Dobricăi, față de mulți alți profesori de litere, are cuvintele la dumneai. Mă uit pe o listă să văd cui ar trebui să mai mulțumesc, dacă uit pe cineva, îmi pare rău și îmi cer scuze. Da, Claudia Iod, cea care, te rog să vii aici, cea care prin telefon de la Berlin a realizat cartea, a scris-o, a tehnoredactat-o, a ales imaginile, a născut această carte cu suferință, cu drag și cu atașament și căreia vreau să-i mulțumesc cu toată inima mea. Mulțumesc frumos, Claudia. Vreau să mulțumesc Bibliotecii Municipale. Eu sunt acasă aici. Doamnei Brumă, domnului Ionuț Tenie și domnului primar Gnatiuc. Dar
Mai e un prieten foarte bun al meu care, surprinzător, a vrut să nu numai să se implice cu sufletul. E un prieten al meu de câțiva buni ani, cred că peste 20 de ani, se numește Gheorghe Chelmuș, care s-a oferit să asigure și protocolul și seara aceasta de după lansarea de carte. El este nu numai un prieten de alături, este un prieten din inima mea, pentru că nu desparte niciun fel de timp și niciun fel de eternitate. Noi am suferit, am luptat împreună și iată că timpul ne-a lăsat și a lăsat amprenta în mod pozitiv pe relația noastră. Mulțumesc de asemenea domnului Eugen Ungureanu, care e prieten vechi de-al meu, cine știe, cu bune și cu ele, și care este directorul televiziunii TV, Exclusiv TV, și care iată că a venit aici prezent, așa cum a și promis încă din iarnă, când eu am spus că voi lansa cartea undeva în luna iulie. Am vrut să fie mai devreme, așa a vrut Dumnezeu. Mulțumesc prietenilor mei, Lica Chițcan, era să-ți uit numele, care este o personalitate în domeniul picturii, și Cristina Chițcan, soția dumnealui, care m-a onorat cu prezența. Vă mulțumesc dumneavoastră, bine toate. Îi mulțumesc și celui care m-a tatuat în orașul ăsta. El este Liviu Tătaru. El este golanul care mi-e place enorm, pentru că este un personaj și eu nu pot să-l amintesc, are și el o poezie în carte. Și dacă este să conchid, eu am să deschid, pentru că îl vedem pe maestru Adrian Păunescu aici lângă noi, așa a fost și la București. El este modelul meu de căpătâi, ca mulți alți poeți, dar a fundamentat cultura prin emoție. Și vreau să vă recit prima poezie din această după-amiază. E din maestru Adrian Păunescu, pe care îl iubesc mult și care mi-a prezentat cartea în 1998 sau 99 pe postul de televiziune, pe spunea Cristi, Antena 1. Izolat în legendă. Eu nu știu cu cine mai vorbesc atunci când scriu aici poezie și dacă tot dezastrul pământesc, într-adevăr, mi se cuvine mie. Sunt nervii mei ca niște cai de front, loviți din toate părțile de focuri, eu însumi sunt sătul de orizont, în scurta ațipire pe alocuri. De atâtea drumuri, câte am parcurs, am tălpile ticheluite în sânge și aș vrea să dorm o iarnă ca un urs și ochii mei să nu mai poată plânge. Printre scrisori fără destinatar și mie însumi parcă milă-mi este că nu mai are nimeni habar și toți mă izolează în poveste. Am să-l rog acum pe domnul profesor Ioan Tănilă să prezinte ceea ce dumnealui nu și-a pregătit. Am vorbit la telefon și a spus, nu e cazul, Cătălin. Vom vorbi la fața locului. Vă rog, domnule profesor. Mulțumesc. Bună ziua. Sunt luat prețul, într-adevăr, pentru că, în primul rând, acum văd carte, am văzut-o, mint, am văzut-o și aseară pe YouTube. Probabil ați urmărit și dumneavoastră lansarea de la București. Un succes, un spectacol pe care l-am urmărit ca pe un spectacol cu toate datele lui. Atunci am aflat și câteva lucruri legate de conținut, dar întâlnirea de astăzi este una specială din mai multe puncte de vedere. În primul rând pentru că nu mi ascund bucuria de a mă afla la Biblioteca Municipală Onești, pe care o admir de ani de zile. Eu așez undeva pe locul 2, 3, poate nu 1, dar oricum 2, 3 e ceva la nivel național, după Baia Mare, Constanța. E un loc în care se simte, lumea se simte acasă și în care se manifestă sincretismul artelor. Aici este pictură, aici este muzică, aici este literatură. Și aici este un fond de carte extraordinar. Am să vă spun, de exemplu, că doamna Doina Brumă, care este aici și care este un fel de interpăzitor al valorilor locului, mi-a procurat acest număr, numărul 1 din limbă și literatură. La Bacău nu există, avem numerele 2, 3, nu avem numărul 1. L-am obținut acum un sfert de oră prin bunăvoința doamnei Brumă și a colegilor dumneiei.
și deci se află lucruri extraordinare aici la Onești. Apoi aș mai spune că nu știam că este legat această lansare de carte de fenomenul Adrian Păunescu, fiindcă este, a fost, rămâne un fenomen social, cultural, literar, emoțional, politic, de ce nu? Și care, așa cum am înțeles aici, are un loc aparte în sufletul lui Cătălin și în cărțile pe care le-a produs Cătălin Pilipăuțeanu. Apoi aș mai spune că există așa o transmitere de genă spirituală de la părinți la copii. Cunosc familia lui Cătălin Pilipăuțeanu, profesor eminent de limba și literatura română. Ieri în Bacău, cred că 30 de oameni am întâlnit și m-am lăudat că astăzi vin la o lansare de carte a lui Cătălin Pilipăuțeanu și m-am întrebat tatăl, zic, nu, este fiul. Așa îl știau pe tatăl lui Cătălin, îl știe lumea. Și, de exemplu, una dintre doamnele profesoare cu care m-am întâlnit ieri se numește Toderiță Ancuța, a fost ea și directoarea Colegiului Național Pedagogic. Tatăl ei, așa, din Oituz, exact, și tatăl ei a fost și inspector școlar aici, poate vă spune ceva, numele Simion, cred că se numea, da? Simion, domnul Simion, un inspector de nădejde. Și la fel m-am lăudat că vin astăzi la lansarea cărții lui Cătălin Pilipăuțeanu. Bun, și ce aș mai spune? Trebuie să fiu și foarte scurt, întrucât am și o misiune specială. Vin aici ca reprezentant al revistei Ateneu. Îi ofer de pe acum lui Cătălin ultimul număr din revista Ateneu, numărul pe martie. Și am eu aici o rubrică, Fragmentarium se numește, un fel de breviar în care consemnez evenimentele culturale de la nivelul județului Bacău. Ca atare trebuie să fiu foarte scurt ca să notez ce spun alții, nu ce spun eu, nu mă voi cita pe mine, în legătură cu evenimentul de astăzi. Deci Cătăline, de pe acum îți ofer revista Ateneu, este ultimul număr și sper să-ți facă plăcere să o citești cu multă plăcere. Apoi mai am cu mine, repet, sunt așa un pic precipitat pentru că trebuie să am instrumentul deschis, trebuie să notez ce spun alții și nu eu. Am cu mine un număr de revista Flacăra. E din 1976, poate știți, Flacăra lui Adrian Păunescu de atunci. L-am adus cu mine pentru a arăta cât de grozavă era revista la vremea ei. Iată prima pagină, în care nu este portretul, știm noi cui, în interior este, dar nu pe coperta întâi, ci aici avem un articol despre Lena Constante, a lui Adrian Păunescu, avem un articol despre Macedonski, veniți, privighetoarea cântă, avem aici un interviu cu Eugen Simion pe ultima pagină, titlul, dacă vă l-aș citi, este De milioane. Suntem, atenție, în 1976, Eugen Simion. Toate revoluțiile se fac în numele adevărului și pentru un adevăr care să zguduie conformismul, minciuna, 1976. Așa. Și acum ceva despre carte. Eu ce-am remarcat, așa, la nivel epidermic, ce-am remarcat că este o carte document. Document în sensul și de imagine, sunt fotografii, sunt dedicații, e un istoric al, cum spuneam, al unui moment din cultura românească, momentul Flacăra, și este totodată un curat, sincer și convingător exercițiu de românism. Când am văzut aseară pe YouTube, cam în aceeași costumație erați, am văzut aceste motive naționale ale cămășilor cu care sunt îmbrăcați cinii mei, tricolorul de la fularul lui Cătălin, tricolorul și de aici, și fundalul asigurat de Adrian Păunescu, mi-am dat seama că e nevoie de
de acest românism venit oarecum din exterior, nu știu exact care este parcursul lui Cătălin profesional, nu, asta mă interesează, ci faptul că vine din străinătate, a revenit, nu vine, revine din străinătate pentru a reînvăța odată cu noi lecția românismului. Și mă duce cu gândul la o nouă lozincă a revistei Vatra Veche de la Târgu Mureș, români din toate țările, uniți-vă! Da. Să închei înainte însă de a spune că în 2012, deci acum 5 ani, mi s-a părut că a fost acum anul trecut, deci acum 5 ani ne-am întâlnit în aceeași ambianță, am fost lansat cartea pentru Roberta și a fost un gen de emoție aparte față de tot ce s-a întâlnit, cel puțin din punctul meu de vedere până acum. Repet, este un exercițiu de românism, este un exercițiu care ne reamintește de datoriile noastre față de limba română. Eu sunt profesor de limba română și țin foarte, foarte mult la integritatea limbii române și la normele ei. Dacă veți avea un răgaz mâine să citiți în ziarul Deșteptarea, o rubrică română pentru toți, nătuful pe care îl transmit, că pe internet circulă un două-om, un dicționar ortografic, ortoimpic și morfologic al limbii române cu erori pe internet. Să nu credeți în ce este acolo. În textul meu de mâine este errata acelui două-om. Să credeți doar în ce este carte tipărită, așa cum ne aflăm aici în bibliotecă. Da, felicitări, Cătăline, și dacă cu îngăduința dumneavoastră și dinta lui Cătălin, amfitrionul nostru, am undeva acolo un text, are 10 rânduri, nu mai mult, ca o datorie la evenimentul de acum 5 ani. O să vă rog să-mi îngăduiți peste 5-10 minute să vi-l citesc, merită. Vă mulțumesc! Iată că a venit și rândul doamnei profesoare Dobrică, de care mi-e foarte dor mereu și care mi-a fost alături chiar eu am fost întotdeauna o fire boemă și lucrând în radio, prin televiziune și așa mai departe, atunci când făceam câte o belea, doamna Dobrică era în spatele meu. Adică nu se lega nimeni de mine și eu știam asta. Și mulțumesc frumos! Vă mulțumesc din suflet! Cătălin mă încurajează ca să pot să spun lucruri foarte frumoase despre cartea lui, despre revenirea lui aici. Cu bucuria că acum 5 ani i-am pețit în contest deschis și și cu domnul profesor Danilă, iar acum sper că vine o mare bucurie în sensul în care eu sunt aici invitată, pentru că vom continua să-l pețim și literar. Adică să-l impunem pe Cătălin în contextul și în peisajul literaturii, dacă nu cea de departe, adică națională, încet, încet să se strecoare în lista marilor nume ale județului, și evident ale orașului este deja consacrat. Sincer, chiar îi mulțumesc pentru că mă aflu aici a vorbi dumneavoastră. Am emoții, am un soi de ruptură cu publicul și ceea ce m-a provocat cu deosebire chiar de a-i accepta, Cătălin a spus că greu m-am lăsat convinsă, a fost volumul de poezie, volum care, poate am să vorbesc mai mult cât mi se permite, volum de poezie în care Cătălin dă dovadă de românism, de un mare sentiment local, vă preiau termenul, îmi permiteți, de un mare sentiment local, pentru că aici se regăsesc poeme dedicate multora dintre dumneavoastră prezenți sau neprezenți aici, alții plecați undeva pe câte o stea care ne privește și care ne
vechează și spune: voi oneștenilor, treziți-vă, mai aveți încă multe de făcut. Ceea ce pot să spun este că și încă nu i-am adresat urarea: bine ai venit acasă, Cătălin. Nu a venit cum vin toți cei plecați în afară, cu câte un pachetel, cu amintiri, cu daruri, nu știu de care materiale. Cătălin s-a întors în România, și spun în România, întâi în București și apoi la Onești, iată, cu un volum frumos de poezie, pe care l-am privit cu multă atenție și chiar din prima noastră discuție i-am spus: cartea ta stă sub semnul dorului de țară. A fost chiar la simțul tactil așa al cărții sau la vederea primelor titluri, și cred că a fost momentul curativ prin care Cătălin, sau eu știu, un alt mod de a privi poezia sau de a face poezia în această etapă, căci foarte multe din aceste poeme sunt dedicate și stau sub semnul dorului, repet, sunt dedicate oamenilor dragi, oamenilor care au contribuit nu neapărat la existența sa, la formarea lui, la efectul direct pe care l-a avut asupra lui, cât mai ales la atmosfera care s-a creat, emulația aceea de altă dată. Și o să revin după aceea, pentru că primul și cel mai important lucru care rămâne de reținut este că poetul, îmi iese automat o cacofonie, Cătălin stă sub semnul marelui poet Păunescu. Mi-a venit în minte pentru că într-unul din poemele sale asociază cele două mari nume ale literaturii române. Deci stă sub semnul lui Păunescu, nu numai prin toată poezia sa, dar și ceea ce s-a întâmplat în contextul în care anii 80 au fost marcați de cel mai frumos fenomen cultural, flacăra, și care ne-a învățat, poate înainte de a ne bucura, ne-a învățat ce înseamnă poezia. Remarc cu deosebire la Cătălin și faptul că nu numai că îl iubește pe Păunescu în sensul deplin al cuvântului ca și creator, ca și poet, dar cred că și ceva afiliație din stilul poetic, din modul de a face poezie, de metrică, se regăsește în versul lui Cătălin, și acest lucru poate îl face să treacă din stadiul acesta de epigon spre autonomia artistului care va fi Cătălin Pili Păuțeanu. Îmi place să mai spun acum că starea de dor și starea de poezie, starea de dorul și starea de poezie a ajutat pe poet, pe Cătălin, în momentele lui de facere, de creație, să îngemâneze logosul, cuvântul născut din durere, din dor, din absența celor de acasă, cu plăcerea izvorâtă din durere. Deci durerea cu plăcerea izvorâtă din durere. Și astfel sunt realizate o serie de poeme dedicate multor oameni pe care eu îi cunosc. Este Cristina Stoica, cu care chiar am lucrat. Este Lică Chițcan, folchistul din grupul Balada, cred că mulți dintre dumneavoastră îl cunoaștem, Romica Ifrim,
te leagă și alții care se vor regăsi aici. Poate în final, dacă veți fi răbdători, vă pot citi o poezie. Ce aș mai avea să spun, și cred că o să mă opresc cât de repede, este că o parte din poemele sale sunt dedicate unor oameni care au plecat dintre noi. Este Andrei Almaș, care a plecat mult prea devreme, este profesorul Gonțan, căruia îi se dedică prin fiica sa, Gregorina Gonțan, poeme de foarte mare sensibilitate și de foarte mare regret că nu mai sunt printre noi pentru a ne bucura momentele, clipele, acelea înălțătoare, când vorbeam despre armonia, când vorbeam de frumoasele seri ale tineretului aici în Onești, care concurau pe deplin cu Ania, cu Cenaclul Flacăra, știut fiindcă de aici au plecat și Miorița, și Palada, și Andrei Alma, și nu mai știu câte nume. Mie mă bucur că poetul, autorul, a mers recuperator. Acolo, în afară, s-a regăsit și a completat eu-ul exact prin ceea ce a lăsat acasă. Și s-a întors și ne-a dat nouă o operă de care să ne bucurăm. Și am să mă opresc un pic pe titlu, pentru că este foarte semnificativ, în sensul în care în titlu s-ar încemăna două mari teme literare, viața și moartea. Ceea ce este important este că aceste două, Eros și Thanatos, sunt concepte care se condiționează reciproc, pentru că intenția lui Cătălin a fost să recupereze omul, să își recupereze prietenii în fața neantului și, așa cum îi place lui să spună, în definitiv, sensul lui a fost acela de a vorbi despre trecere în rămânere. Prin urmare, toți despre care am vorbit au rămas în memoria autorului, dar și în memoria oneștenilor. Nu știu dacă mai e cazul, eu am avut o intenție de a citi o poezie, am văzut că se poartă, nu mai știu, Fulcul nu moare niciodată, Flacăra lui Păunescu, nu mai știu care din ele să aleg, dacă mi se sugerează, aș putea... Care doresc eu. Poemul dedicat lui Andrei Alma și mi se pare din nou un poem absolut special. Andrei pe mine m-a fascinat prin boemia și prin talentul său. Andrei a fost cel care a plecat de acasă călărind pe trenuri în sens interzis și probabil astăzi Andrei ne învață cum să călătorim bine în viață. Am să citesc Poetul nu a mai plecat, dedicată maestrului Adrian Păunescu, din dor, drag și venerație. Te iubesc, maestre. Fiecare din poeme poartă un titlu, iar aceste urmate de un subtitlu cu foarte multă bucurie, pentru că poemele lui Cătălin se învârt în jurul prieteniei, al dorului, al dragostei și al respectului față de valoare. Sper să reușesc să fac o bună lectură. Mi-a spus azi dimineață iar poetul că nu e grav bolnav, că s-a tratat, că nu-l mai deranjează diabetul, ci numai faptul că-i definitiv plecat. Și mi-a mai spus cu o grijă oarecare că ascultă peste unde voci tandem pe Ana, pe Andrei, dar ce eroare că moartea nu-i pe undele FM.
Scria lăsând cu mâna pe o carte, trist ochelari și cu un gest patern, mi-a spus maestru luându-mă deoparte, cu mâna ta cuvintele mi-a șterg. Mi-e dor, mi-a spus, mi-e dor de toți, de toate, mi-e dor de folc, cenaclu cititori, sunteți lumina, lupta, libertatea, cum eu v-am recitat de atâtea ori. Sunteți cenaclu flacăra în sine, sunteți poporul meu neîndurat și în fiecare joi, nu voi pe mine, ci eu pe voi mereu v-am ascultat. Sunteți un eu crescând în microfoane, o poezie aprinsă în rung și în drugi, voi sunteți marea voce în stadioane, voi sunteți generația în blugi. Eu sunt bolnav de dumneavoastră, țară. Scriam cândva pe sânge jurământ, voi sunteți repetabila povară, eu doar un manifest pentru pământ. Și în toată întârzierea asta în care am fost acela care nici nu-i viu, eu sunt român în marea mea plecare și chiar și în moarte românește scriu. Așa mi-a spus de dimineață iar poetul, că nu e grav bolnav, că s-a tratat, că nu-l mai deranjează diabetul, ci că, de fapt, nici nu a mai plecat. Am marcat prin acest poem, tocmai pentru că la un moment dat găsesc aici descendența în care Cătălin se află, în descendența maestrului Păunescu. Mi-a spus maestru, luându-mă deoparte, cu mâna ta cuvintele mi-a șterg. Și, Cătălin, voi încheia prin urându-ți succes să ajungi acolo sus, unde este maestru Păunescu, pentru bucuria ta întâi și, de ce nu, a noastră, celor care te vom putea citi. Mult succes! M-a determinat să scriu încă o poezie pentru el. Se numește Tot mai aproape. Când te citesc, mă bucur și suspin. Emoții mă cuprind în miresmate. Te simt mereu aproape, Cătălin. Aproape, Cătălin, și îți dăruiesc iubirea mea de frate. Te aștept să vii de acolo, din Berlin. Te îmbrățișez pe net doar din priviri. Mi-e tare dor de tine, Cătălin, să stăm la un urcior de amintiri. Cu amintiri. Trecut au ani în goană. Alții vin. Om minunat și soț prieten tată să-ți trească fiul Cătălin, să-i fie calea pulul luminată. Prieten drag, a mai rămas puțin. Fac semne cu creionul în calendar să ne vedem cu bine, Cătălin. Venirea ta e cel mai nobil dar. Va fi o zi cu roșu destin. Cu nerăbdare clipele număr. Aștept să treacă timpul, Cătălin. În brațe să te strâng, să-ți plâng pe umăr. Ei, acum e o poveste. Că, știți, eu, deși am scris cartea asta în majoritatea poeziilor sunt scrise în Berlin, orizont fictiv e scris în Unești. Adică în decembrie. Și asta a fost, de fapt, ideea definitivă, pentru că eu am gândit că volumul ăsta, care era deja aproape finalizat, nu avea poezie titulară. Și unde crezi că, când l-am scris? Pe masa de în bucătărie, doamnei mele de vis, care are și ea o poezie, o să o citim puțin mai târziu, Cristina Stoica și Emil Conchi. Ei sunt, de fapt... M-am emoționat. De fapt, Orizont Fictiv este dedicat soției mele și o să citesc sufletul meu pereche Sondra Roberta și cel mai minunat oameni pe care am cunoscut vreodată, Cristina Stoica și Emil Conchi. Vă iubesc!
Merită aplauze. Puteam să cred că viața nu-i încoace și nici încolo nu se mișcă. Nu. Nici ceasul ora nu mai întoarce și singura mea clipă ești doar tu. Pe lângă stele cai aburind, trag sării și fotografii postume în colțul camerei, un zeu murind își numără secundele anume. Nu se întorc soldați din bătălii, nici așteptări înscrise în testament, mai bine să mai fii și să nu fii un tren zăcând pe un terasament. Cuvintele spun cuvântul lor în litere pe care le mai scriu, așa cum ca o pasăre în zbor. Rămân în viață și exist și zviu. E o rupere de mare și de soartă, corăbii ning în orizont fictiv, vin continente strani să despartă, iubiri și oameni, fără vreun motiv. Dacă rămânem în registrul poeziei, că invitații mei vor să amâne noul lor discurs, eu am o poezie pe care am scris-o, am mai multe, dar e un prieten aici pe care îl iubesc enorm. El este Gheorghe Chiamuș, îi spun Gigi. Și am scris o poezie și am să vă spun de ce. Nu numai pentru că îl iubesc, dar pentru că omul ăsta a suferit enorm și în urma acestor suferințe, culmea, viața nu l-a aputizat. El a rămas la fel de generos, la fel de bun, la fel de amiabil și oamenii de genul ăsta nu merită decât să fie iubiți. Altminte, pregătisem, poetul nu a mai plecat. Dar doamna profesoară n-a furat poezie. Îi dai o altă. Ce bine că am pus-o la început. Așadar, poemul ăsta e scris pentru, de fapt pentru Gigi, dar în realitate el poartă numele fiicei lui. Pentru că trebuie să mă mărturisesc și dacă televiziunea sunt aici trebuie să noteze, fetița lui este absolut minunată și nu are decât 3 luni, nu? Sau? 3 luni și jumătate. Vă rog aplauze pentru Nicola. Și Georgina. Și dedicația sună așa. Prietenul meu cel mai bun, Chelmuș Gheorghe, soției sale, Mihaela, și fiicelor dragi, Nicola Chelmuș. Vă iubesc, oameni minunați. Când și-a scuturat pe inimă corola, Iisus a hotărât ca într-un destin să mi se nască pe pământ Nicola, ca semn al răsplătirii unui chin. Eram aproape de apocalipsă, eram păzit de inima în infarct, simțeam în suflet, nu știu ce, o lipsă. Eram pustiu, ca ceasul, fără tact. Și când repus de nebunia unei sorți, credeam că viața asta s-a sfârșit, m-am ridicat cum Lazar dintre morți, strigat de Domnul, viu și mântuit. Lumină nu aveam, nici mângâiere, nici rost, uitasem cerului parola, până când, uitat fără de putere, Dumnezeu mi-a dăruit-o pe Nicola. Nici în vise nu vedeam zenitul, nici pământul nu avea nadir. Fiica mea mi-a amânat sfârșitul. Ia, e sufletul prin care mai respir. Îți mulțumesc, iubita mea soție, și ție, Doamne, vreau să-ți mulțumesc că mi-ați trimis-o pe Nicola să-mi fie un înger pentru care să trăiesc. Thank you.
M-ați salvat. Ca de fiecare dată. Asta este, fiecare are un înger păzitor. Da, pentru că foarte multe din poemele lui Cătălin au dedicații pentru persoane și trebuie să reținem că aici sunt și foarte multe dedicații pentru persoane pe care eu le-am cunoscut în context social, nu numai artistic. Relu Stoica, tu ai fost un artist pe vremuri. Fiecare din poeme, spuneam, este dedicat parcă mai întâi copilului și apoi tatălui. Sau pretextul este copilul ajunge către tată. Există perfectă legătura între familie și între copil și părinți. De aceea eu am ales un poem care mi s-a părut de mare sensibilitate. Copilul meu și al tău, și care îi dezvăluie parcă o altă latură a lui Cătălin din perspectiva diversificării temei și sensibilității poetice. La margine de pânte, cum se nasc, aduși de o nescrisă lege a firii, copiii gânguresc și râd și casc, rod al divinului și al iubirii. Nu cer nimic, nu cer ca să se nască, nu vor averi, ci dulciuri, jucării. Ei vor ca noi, adulții mari, să crească, să aibă și ei, la rândul lor, copii. Vor soare, hrană și afecțiune, baloane colorate și căluți, au prieteni nevăzuți și zâne bune și ne arată dinții lor căzuți. Când cu mânuța degetul ni-l prind, el prind cu el de plin întreaga lume și când spre noi triși brațele și întind, ei strigă mama cel mai dulce nume. Cu primii pași îi cuceresc o lume, cu ochii lor ne amintesc să fim, sărutul lor e un mesaj anume, că vor fără rezerve să-i iubim. Copiii n-au nimic ca să ne ceară, nu vor nimic din ce am inventat, copiii vor în somnul lor de seară, doar sânul mamei ce i-a alăptat. Copiii nu vor ură, catastrofe, copiii nu se hârșonesc pe bani, copiii noștri ne recită strofe, nu vor războaie duse de tirani. Copiii sunt cea mai nobilă avere, copiii sunt adorabili când se alintă, copiii sunt adevărul în tăcere, copiii noștri nu știu să ne mintă. Să nu uităm copiii fără mamă, neliniștea copiilor orfani. Să nu uităm copiii ce n-au hrană și nici copiii ce-s vânduți pe bani. Să nu uităm copiii din spitale, bolnavi de cancer, suferință grea. Să nu uităm copiii din canale și pe cei duși de moarte pe o stea. Să nu uităm nimic, stimații mei, în lumea aceasta goală ca un hău. Să nu uităm, în primul rând, pe ei, copiii toți, copilul meu și al tău. La margine de pânte, cum se nasc, aduși de o nescrisă lege a firii, copiii gânguresc și râd și casc, rod al divinului și al iubirii. Să zic ceva? Da. Nu știu dacă ați remarcat că poeziile în majoritate, dacă nu cumva în totalitate, poartă dedicații, dedicații concrete. Deci sunt destinate unor familii, unor persoane, unor prieteni. Ei bine, dacă faceți abstracție de aceste dedicații și citiți doar textul în sine, vă veți găsi în fața unei poezii autentice și nu una
ocazională, una convențională, să recunoaștem când dedicăm cuiva, există o doză de subiectivism din care nu cu greu putem ieși. Ei bine, poezia lui Cătălin au această autonomie estetică, dacă ar trebui să mă exprim în termenii de specialitate. Iată o strofă. Nu spun dedicația pentru a înțelege că funcționează autonom această strofă. Fiule, fiule, îți amintești de mine? Cu viața mea de cărți și de abis, nu te întrista. Nu am uitat de tine, deși de atâta vreme nu ți-am scris. Și continuă în același ton, parcă din Nicolae Lapiș. Repet, e un lucru care, Cătălin, te avantajează suprem, această autonomie, dincolo de dedicațiile care există. Și acum să-mi plătesc datoria, și nu e întâmplătoare. Cătălin este un semen al nostru care ne demonstrează că nimic nu se face fără iubire. Iubire de oameni, iubire de adevăr, iubire de artă, iubire pentru cel cu care împarți viața. Și de aceea permit să vă citesc hipnul dragostei din Corinteni. Probabil că îl știți. De a-și grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcut-o m-am aramă sunătoare și chimval răsunător. Și de-aș avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de-aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de a-și împărți toată avuția mea și de a-și da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu mi folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Corinteni 13:1-8. Rămâne un recitul alo, poeziei. Așadar, cartea, de fapt, ea s-a conturat ca idee lirică acasă la Cristina. La Cristina, da, acolo unde noi suntem cazați mereu când venim. Și una dintre poezii, chiar așa se numește, pentru că, iată, cărțile, ca și faptele noastre, ne sunt însuși destinul. Așadar, dedicația prietenii mele dragi, Cristina Stoică. Sărut mâna doamna mea de vis, nu mai știu, probabil că pe gheră, tot destinul parcă mi l-am scris la parter vecin cu încheieră. Și să zbor invers, mi-a spus Cristina, eu poet de amvergură sumbră și mi-a arătat cu inima lumina, ca să am și eu cu tine umbră. Nu mai vreau cu rătăciri lumești să mă vând pe leacuri de lunetă, dar știu, Cristina, cine ești? O felină, doamnă și discretă. Nici o vorbă n-aș putea descrie. Pânta pietrei, zăbovind din vers, eu nu scriu, tu ești o poezie. Tu nu scrii, eu sunt în tine vers. Pe momoi nu-l mai adorme visul, pe prințesă nu mai doarme lenea, nici pe mine nu mă scrie scrisul, nici pe tine nu te trece vremea. Te iubesc cu marea mea iubire, te păstrez în stânga din părere și în lacrimă îți dau de știre ca să nu te doară vreo durere. Îți scriu la miez de închipuire, hai, să nu ne fure timpul niciodată această prietenie care va trece și rămâne totodată. În lumea asta,
Ochii de copil răsar cu voia ultima splendoare. Să-l saluți, Cristina de Emil, cu poezia. Asta oarecare. Și dacă ne rămâne veche rana, trecutului absența noastră grea, cuprind pe Victor și pe Georgiana, atât cât pot, cu poezia mea. Să-l bună, doamna Venevis, nu mai știu, venind de nicăieră, tot destinul parcă mi l-am scris la parter, pe Dobrogea Înghiră. Aș vrea să recit acum o poezie scrisă de Cătălin pentru unul dintre cel mai drag prieten al amândurora, învățătorul Gabi Grigorița din Zisești, care face niște lucruri minunate. Poem de revedere prietenului Gabi Grigorița cu emoția nemăsurată a prieteniei mele. La ceas de încrâncenare, viețuire, în ceasul ăsta peste ochi răsfrânt, nu mai există, Gabi, ură, ci iubire. Și tu ești cel mai iubit de pe pământ. Și în roata întoarsă către miază zi, în satul cu sibile și săteni, tu ești un dascăr. Dascăr, pastor peste zi, cel mai iubit de noi, de pământeni. Pe tine nu te zăvorez rastele, nu-ți vând cuvinte clovni pe la bâlci. Copiii ți arată în vis ca stele și prunci îți desenează flori pe brânci. La școală gelul, cel plecat cu treabă, îți scrie Gabi când și când scrisori și tot promite să se întoarcă în grabă, să vă întâlniți în curtea unei școli. Eu cred că întârziat de vreo nălucă a rătăcit adesea imprudent și n-are omul unde să se ducă și calcelarie parcă-i prezent. Mi-a spus să-ți scriu poem de revedere și să-ți transmit cum pot iubirea lui și că e viu și marea ta durere poți să-l saluți în poza lui din cui. De ziua ta, soția, fiul, mama, cu toții te iubesc, să fii senin. Iar tatăl tău abandonează rana să-l poată îmbrățișa pe Cătălin. O întrebare, dacă mi-e permite, să cred că aș pune-o și în numele dumneavoastră. Când are de gând Cătălin să pună pe muzică textele? Sau dacă cumva aș fi făcut-o? Da? Aș fi vrut să... Există pe internet? Există... Da, putem avea o asemenea bucurie? Deci există, da? Da, nu, nu, în mod oficial. Am scris cu Romica Efrim de pildă două albume, unul de colinde și unul de muzică folk. Nu știu când va apărea. I-am făcut o potricire lui Romica să se ocupe de povestea asta. Probabil că până în iarnă vom avea sau în iarnă vom avea parte de, cel puțin de colinde. Vă tot uit pe lista pe care mi-am făcut-o și am să vă mărturisesc ceva. Eu am un prieten aici, se numește Emil Conchi, dar nu pot să recit poezia acum că ar trebui să plâng. Pentru că îl iubesc foarte mult, așa că las să se disipeze durerea asta mea, iubirii mele de el și o să încerc să zic să recit altceva. O să aleg de aici. De pildă, da. E un om care mă liniștește, un om pe care îl iubesc, un om care face parte din generația veche a folcului românesc, un om pe care îl am prieten și îmi rămâne prieten, un om care este iubit de chitara lui. Se numește Lică Chițcan. Prietenul de inimă, Lică Chițcan, cu drag și sinceritate fraternă. Îți scriu de ziua ta două cuvinte. Să mă întuple drag, să nu te uit. N-am mai văzut cândva, mi-aduc aminte. Ce vremuri, Lică. Timpul a trecut. Să nu te întristeze vreo eroare. Să nu mă judeci în culori pictate. Ascultă, Lică. Luna cum răsare și cum se adună în iubire toate. Am vrut să-ți scriu cu lacrima scrisoare. Cu brațul să te îmbrățișez căzut. Dar e atâta calmă întristare. De parcă așteptăm ce n-am avut. Chitara cântă, nevăzut altarul, pe crucea ta mă răstignesc ascuns, chitara are cuie,
și groparul tot sapă în rana fără de răspuns. Să fii iubit de fani și de nelume, să nu te încumeți tot privind în sus și într-o visare de moment anume să-i scrii un cântec bunului Iisus. La bună revedere, om de artă, să ne întâlnim în vara ce o să vină și dacă o fii, cum este scris în soartă, să-ți iei chitara, să ne cânți lumină. Îți scriu de ziua ta două cuvinte, să mă înduplec, drag, să nu te uit, ne-am mai văzut cândva. Mi-aduc aminte. Ce vremuri, Lică. Timpul a trecut. Păi dacă domnul Velicu, care e atât de bun prieten cu mine și i-am spus, domne, e cel mai bun condeier pe care îl are București în momentul de față, el are o replică pe care nu vreau să o spun, nu? Și noi ne gratulăm așa reciproc. Se numește Esenin plânge peste rog vaiv. Fratele într-o poezie, Cristi Velicu, un semn de iubire și prețuire și chiar îl prețuiesc. A venit de la București. Nu e ușor, nu? Să faci atâția kilometri și să fie prezent lângă mine aici. Eu iubesc enorm, vă rog aplauze pentru Cristian. Așa cum se cuvine și Eden, așa, îngemânați dintr-un motiv, îți scriu poete, îți trimit un semn, Esenin plânge peste rog vaiv. Și când repuși de oboseala ternă, va fi să fie și să nu mai fim, să ne rămână dragostea eternă. Poeți, înveșnicind un țintirim. Că uite, Cristi, mute e durerea și cum dansează orbi în Saturnalii, de parcă Dumnezeu le-a dat vederea să te citească, frate, în vitralii. Condescendent se urcă în aspic și pagină cu pagină și seară. Hai să tăcem, să nu rostim nimic, de parcă am fi muți întâia oară. Să ne rămână urmele prin stele și inima să ne rămână. Da. Cărțile tale, tu trăiești în ele și pentru fiul tău și mama ta. Esenin e pe cale să se întâmple, Claudia e lumină, semn de carte, metafora albește pe la tâmple și pe Unescu te iubește în moarte. Ce bine porți lumine din privire, ce virgulă amână punctul mort, când marinar bețivi îți dau de știre că s-a întors Esenin ieri în port. Aș vrea cu tine să vorbească, frate, să beți o vodcă la debarcader, ca într-o fărâmă de eternitate să scrijeliți poemul cu un hanger. Eu a plecare, a căzut rastelul, vă luați adio fără vreun duel, până la lacrimi râde clopoțelul. Esenin plânge și tu plângi cu el. Așa cum se cuvine și Eden, așa îngemânați dintr-un motiv, îți scriu poete, îți trimit un semn, Esenin plânge peste rogvaiv. Întâi m-a rugat o minunată doamnă care se află aici, a vorbit cu mine înainte de a desfășura evenimentul, că ar face mare plăcere pentru mine, de asemenea onoare, să recite o poezie din precedenta mea carte, Roberta, Tumirușa Dumnezeu. Despre poetul
Filip Munțeanu, am vorbit cei abilitați. Eu sunt un nimeni pe lângă dânsii. De aceea, atât ca cititor, am să vă spun că trebuie citit tot ce scrie domnul Filip Munțeanu. Rămâi cu răsuflarea întretăiată, pentru că scrie frumos, are religia scrisului. Așa că eu vă recomand acest poet, mare poet al nostru, iată că e și foarte patriot și în cărțile domniei sale chiar apar versuri de patriotism, de iubire, de, mai ales de iubire, că dânsul cred că e un mare, mare iubitor și de aceea, acum, fiindcă ne aflăm în postul Paștelui, am găsit în cartea dumnealui o poezie care m-a răscolit puțin pentru că este scrisoare către Hristos. De ce? Pentru că ne aflăm în postul Paștelui, iar acum, perioada asta, am și uitat să folosesc, perioada aceasta este cea care ne mișcă pe toți, patimile lui Iisus Hristos, iar această poezie o gândește clar și emoțional aceste patimi. Scrisoare către Hristos. Ce cruce duci în spate, spune-mi, Doamne, hai, dă-mi-o mie ca să mor pe ea și când cobor din cerul, în icoare, să binecuvântez și viața mea. Mai dă-mi o șansă să mă mântuiască iubirea plânsă, răstignirea grea și fiecare rană a ta cerească să o port în mine spre a te vindeca. Și iată-mi tu păcatele de humă, tu care ai dat mereu fără să ceri, că uite câtă lume se adună pe Golgota divinei învieri. Și amintește, Doamne, și de mine la judecata Tatălui Ceresc. El, cel mai aprit păcătos, știi bine, în învierea ta nădăjduiesc. Atinge-mă cu dragostea divină și binecuvântează iubirea mea și în ruga ta de duh și de lumină să am o șansă spre a-mi uita. Și o protește, Doamne, o ființă care-i departe și la care țin să îngenunchez la tine cu credință să o protejezi copiii ei. Amin. Vă mulțumesc din suflet că m-ați onorat cu emoția dumneavoastră și cu lac. Vă mulțumesc frumos din suflet pentru emoția dumneavoastră și pentru iubirea dumneavoastră de poezie. Mulțumesc frumos! Tot o poezie pentru un prieten foarte drag, folchistul Eugen, maestrul folchist Eugen Stan. Salut, maestre, se numește poezia, domnul Eugen Stan, cu drag și admirație din partea unui contemporan. Salut, maestre, dintr-o clipă vie, nu vreau dintr-un păcat să fiu cel sfânt, dar ce te rog, să scrii o melodie pentru poeții noștri din mormânt. Cu vocea ta nu zăvorește cerul și niciun suflet nu mai pierdut, chitara ta dezvăluie misterul de toți și apoi de nimeni cunoscut. Nu te trista, maestre, nu ai vină. La marginea ideii nu-i deloc nici viața, nici iubire, nici lumină și știu că nici tu n-ai avut noroc. Îmi place numai că în vocea ta se ascunde nu știu ce. Așa, deodată, poate o ruină, poate viața grea sau poate un gând sinucigaș și de fată. Te văd cum sfinți în cerul pe Hristos și mi-a spun greșeala de o spune, dar te mai rog ceva, să cânți frumos pentru poeții morți și fără nume. Ei știu că plânge ascuns și eu te văd și plânge și chitara. Hai, maestre, ne scrie într-un cânt melodios cât ai pierdut și cât de dor îți este.
cât vrei să mai rămâi și cât să pleci? Cum se măsoară dragostea în cântec? De ce în cimitir batinim reci? De ce femeia poartă în viață în pântec? Viață în pântec? Te las acum. Chitara nu-i de vină. Să nu-i spui că eu ți-am scris postum. Iubita te sărută în surdină, iar eu aștept. Aștept să cânți acum. Salut, maestre, dintr-o clipă vie, nu vreau dintr-un păcat să fiu cel sfânt, dar ce te rog, să scriu o melodie pentru poeții noștri din mormânt. Aici, în sală, se află niște oameni pentru care am să recit poezie. La București am fost puțin mai rezervat, însă aici chiar sunt câțiva oameni pe care i-am amintit în carte. Și așa se cuvine. O secundă. De pildă, unul dintre prietenii mei este Florinel Plantos. Are și el o poezie dedicată aici, pentru că e un personaj, e un jurnalist de excepție și am lucrat împreună. E un ciudat, dar nu foarte deștept. Și un jurnalist de talent. Se numește Bolnav de inimă. Ce faci, Florine? Inima ta-mi spune că ți este greu, că ar mai vrea să bată. Îndrăgostit, teribil peste lume, treci de plin și amar, iubind o fată. În lacrimi te însoțește dezușit, cu bypass-ul iubirii adorate și plângi, Florine, rece, înnebușit, bolnav de ea și de singurătate. Nu disperarea ți-a julit genunchiul, nu gândul încheierii de prisos, ci teama neputinței, cum e trunchiul stejarului răpus cu trupul jos. Nici așteptările nu sursitoarele rele, nici chiar pastila ce ne poate vindeca, cel mai netrebnic dintre toate cele, e să o iubești zadarnic, doar pe ea. Nici moartea nu mai e justificare, ce rost să vină cerul să te ia, când deja mort de atâta întristare, nici suflet nu mai ai spre a te înălța, nici șansa nu se vinde la tarabe, nici medicii nu au ce să-ți mai facă, nici cu descântece și vrăși prin bave, nu poți întorci iubirea care pleacă, nici ruga nu-i repusă la comandă, pe alocuri te înbeți cerșind uitarea, dar ce paliativ îți recomandă cerescul duh când vine în serare. Nimic nu te salvează din cădere, nimic nu are rost fără de ea și din atâta zbucium și durere rămâi cu tine și cu boala ta. Rămâi cu inima îmbolnăvită de groaza unui drum de neoprit, că ea, iubirea ta nu ți-e sortită și lacrimile ți s-au împietrit. Ce faci, Florine? Inima ta îmi spune că ți este greu și n-ai vrea să mai bată. Iubirea ta rămasă fără nume, nu vei trăi probabil niciodată. Doamna profesoară ar vrea să... Era în programul meu de poezie, oricum, poezia dedicată lui Andrei Almașii, omul care a fost un membru activ și important al cenaclului Flagăra, omul care are și melodii pe versurile mele și care, ca mulți alți prieteni de-ai mei, e și groază să spun, parcă s-au grăbit să plece. Doamna profesoară Oana Dobricăi, o poezie în memoria prietenului nostru Andrei Almașii. Am vrut să fiu prezentată. Alminter nu aș fi citit. Cătălin întotdeauna comunică cu cei cărora le dedică poeziile, fie că se află la Berlin, fie că cei cărora le dedică poeziile sunt undeva în altă parte, acolo în ceruri, apelează la scrisori și mai nou la telefoane. Pentru că iată și poezia este invadată de minunatul telefon. Au devenit și ele obiecte poetice, fără doar și poate. Scrisoare lui Andrei. Trebuie să vă spun, mulți îl cunosc, Andrei era un foarte mare talent al momentului.
prietenului meu drag și negăsit, Andrei Almașii, cu dorul nemeritat al așteptării. Și prilejul este de a nu-l lăsa pe Andrei, deci rămânere prin trecere sau trecere prin rămânere între noi. Este un omagiu. A fost un liric, a fost un poem și un băiat foarte bolnav care a plecat undeva mai devreme. Salut, Andrei! Scriu târziu scrisoarea pe care o aștept de ceva vreme. Nu te-am uitat. Dar inima mă doare că ai plecat, amice, prea devreme. Ce naiba să fi fost în capul tău și moartea ce promisiune ți-a făcut? Să-ți iei chitara și în ceasul tău să pleci să cânți prin ceruri neștiut. Și mă întreb cum o mai duci? Importă? Când eu te stric la catalogul sorții și tu îmi răspunzi cu îngeri în escortă, te obligă să te înalți o odă morții. Sunt supărat. N-ai spus niciun cuvânt. Să spui și tu măcar o vorbă, două, de dorul tău, poemul s-a răsfrânt și nici nu știu cum e la tine. Plouă? Speram să-mi cânti iar roua sau fântâna, să ne întâlnim cu toții într-o seară, sperăm, speranța, Doina, sărut mâna. Unde e Andrei ca să ne cânte iară? Așa ți-am întrebat soția, frate, crezând naiv că are un răspuns? Nu, n-a avut. Mi-a spus doar e departe și lacrima tot trupul i-a străpus. Dar ce știi tu, artist boem cu firea? Nu te interesează, ai uitat. Dar ia aminte, prietene, iubirea, mormântul încă nu ți l-a săpat. Te cert ușor, revolta mă sfâșie, dar te iubesc, Andrei, habar n-ai tu. Ce înseamnă să aștepți un om să vie și să nu vină niciodată? Nu. Să-mi spui, de ai nevoie de ceva și corzile chitării cred că-s rupte, eu îți trimit pachet prin cineva, dar căile luminii sunt rerupte. Ce să te mai întreb, să-mi spui, Andrei, mai vii? Sau ne-ai mințit să nu ne doară? Eu te aștept în gară, dacă vrei, să pot să te mai văd ultima oară. Cum spuneam, sunt câteva poezii pe care le-am în plan, pe care am să le spun. Trebuie să o fac pentru că titularii sau provocatorii acestor poezii sunt în sală și n-am încotro. Da, am să încep scurt. Te văd de mile iar pe Atlantida, pe insula aceasta însingurat, sala de judo și-a încheiat partida, din inimă îmi dai ton de ocupat. Nu ai habar cât mi-e de dor de tine și câtă nerăbdare am în glas, întors dintre memorii genuine, mă răsucesc ca limba unui ceas și dintr-o prietenie nevândută mă vând la târg de anticariat să pot plăti visarea pe cucută și cu Socrate să mai stăm la sfat. Cu Platon să plecăm spre Atlantidă, tărâmul ideal să-l ocrotim în cântec tragic de efemeridă, lucizi până la lacrimi, să murim, să știi că sunt, să știu că mi-ești aproape, motive de tristare să n-avem și scufundați cu Atlantida în ape, îmbrățișați. Să plângem și să bem. Cât este ceasul să-mi spui, Emile, că dacă nu e timp, îl mituim, plătim pe o clipă netrăite zile, ca într-o clipită zile să trăim. Să recităm din Enea și Caian, din Păunescu și apoi din mine, să ne înfrățim, Emile, cum făceam. Și un cerc de foc să lumineze în sine. Și cum bești tu cărțile, Emile, cum afli tu în toate, sens divin, să călărim Sahara pe cămile, să-L ducem pe Hristos la Biflaim. Te văd, Emile, iar pe Atlantina, pe insula aceasta însingurat, sala de judo și-a încheiat partida, ipont pe un tatami scufundat, post scriptum. Emile, te iubesc cum știu, atât de viu și atât de departe, că inima mi-e un deșert pustiu,
pe care îl străbat până la moarte. Dor de Atlantida se numește, dedicată prietenului meu cel mai bun, cel mai bine dintre pământeni, Emil Conchi, de la un contemporan. Frate, un și prieten, te iubesc enorm. Dacă până acum au fost dedicate poezii diverselor oameni, importanți, prieteni, acum am să citesc o poezie simplă. Rugă. Ferește-mă de prieten falși, Doamne, și dă-mi puterea de a rămâne eu. Vechează-mi Tu, iubita care adorme, să-i fie aproape când este greu. Și dacă viața râde iar în hohot, eu clovnul trist cu lacrima pe braz, voi strânge ploaia care cade în robot, să-i fac iubite din asfalt alaz. Și dacă pot spre sară amurgie, cu ploapa ei să mă îmbalsămezi și în clipele de rugă și urgie, în ochii ei albaștri să mă așezi. Să pot privi cu viața ei spre tine, oglinda sufletului, ochii ei, și să o ierți pe ea, plătind cu mine, și nu cumva vreodată să-mi iei. Și de va fi și ea să mă alunge, și de voi fi de toți, de toți urât, cu inima la ea, tot voi ajunge, mă iartă, Doamne, că o iubesc atât. Tu știi ce port în buzunar la haină, e poza ei. Acum, mai bine tac. Te rog să o lași, să o iubesc în taină, căci fără ea n-aș ști ce să mai fac. Să nu-i spui că noi doi am vorbit, deși-s netrebnic, nu-s fățarnic, Doamne, de atâta ei lumina am orbit și orb o mângâi când angelic doarne. Și te mai rog ceva în încheiere, dar să nu-i spui, promite-mi, eu solen, dar să nu-i spui, promite-mi, eu solen, de n-am să pot să-i spun la revedere, trimite-i tu că o iubesc. Un sânt. Da. Mai am un prieten foarte bun. Eu am mai mulți prieteni și nu o să credeți. Sunt de mare calitate morală și intelectuală. Unul dintre ei, care este aici de față, a fost și este prietenul meu de foarte mulți ani. Și cum așa se cuvine să fie, îți mulțumesc frumos că ești aici, Aurel Stoica. Am bătrânit răgazul în veștilă și nu mai trece niciun tren pe aici. Timpuri o gară tristă ce sunt milă. Lumina vin de oarbă licurici. Îmbrățișările anunță viscol rece. Trădările ne înjumătățesc ascuns. Iubirile se vând fumând prin piețe. Noi către noi. Nici când n-am mai ajuns. E dus să stăm la vorbă pe o piatră cu gândul că așa ne murim. Dansează pe un câmp de roze ușatră. Iar noi privim, măirelule, privim. Cred că ai albit, eu sunt cărunta dreptul și nu știu cum să-ți spun că nu-mi e bine, mă tot înșel că nu mă doare pieptul când mă gândesc, măirelule, la tine. Să-mi scrie întârziat pe pânza veche peisajul lumii în care vom pleca, te rog să-mi desenezi un pom pereche și că sub el pe rând ne-am așteptat. Eu am să scriu poemi de veșnicie și am să vorbesc cu Dumnezeu în zori. Să-ți dea un șevalet și o cutie cu pensule, cu viață și culori. O remarcă, dacă îmi permiteți, în sală se află pictorul Aurel Stanciu. Și când am citit aici dedicația, sigur că este Aurel Stanciu. Șevaletul se numește, așa că toate datele sunt respectate. E un prieten al Oneștiului. Îl cunoașteți desigur. Nu vreau să vă... Ei, sigur. Eu cred că nu obosește. Noi suntem o comunitate de oameni. Orașul ăsta este mic, dar frumos. Și atâția cât suntem aici... Salut, Marius.
Suntem prieteni. Un alt prieten de-al meu se îndeletnicește cu muzica și cu precădere populară. El se numește Florin Popa. Chiar are o voce excepțională și aici în carte sunt două fotografii. Una cu părinții săi care au plecat departe și una cu el. Eu îl iubesc și îl respect pentru munca pe care o face. Se numește Tată și Mama. Era cândva o casă cu pritvor, doi îngeri învegheau copilăria. Târziu, când am simțit că mi-este dor, am plâns pentru Valeriu și Maria. Mă tot întreb cu lacrima amară de ce nu am rămas la fel de mic, ca zborul lor în ceruri să nu doară, să-i strâng în brațe. Altceva nimic. Cu dragoste, blândețe, mângâiere, m-au ocrotit să nu-mi fie greu, eu neștiind, naiv, câtă durere este să-i pierzi și să-i aștepți mereu. Sărut mâna maică, mama mea, sărut mâna tată, ce mai faci? Spune-mi, mamă, să-ți aduc ceva? Spune-mi, tată, oare de ce taci? La mormântul vostru, calc sfios, ani de absență nu-i mai număr, tata în poză e bărbat frumos. Mama-l ține cu un braț de umăr. Acum sunt artist recunoscut, dar nici în cântec nu vă mai găsesc și crucea asta e din lemn tăcut. Tată și mamă plâng și vă vorbesc. În casa noastră mare cu pritvor, voi îngeri mi-ați vegheat copilăria, eu încă vă aștept, repus de dor. Părinții mei, Valeriu și Maria. Zidește-mă, Roberta și Cătălin Pilpăuțel. Păstrează-mă o clipă, acum e toamnă, iată, cu nebunicul lor de mult în noi căzute și păsări călătoare în zbor nu ne mai artă, în ora care vinde iubirile trecute. Zidește-mă cu drag, visează-mă cu ură, clepsida noastră rupe cu aripa un gând, te chem, te strig, sunt eu și zara iar ne fură, ecoul viu, speranța, iubirea, gestul blând. Zidește-mă în zid, promit să te aștept, o veșnicie în rimă și dincolo de ea. Auzi? E timpul piatră și inima în piept, batea zidire vie. Eu sunt zidirea ta. Iubim sărutul, parcă la colț de întâmplare și camerele florii filmează din salcâni. Uitarea noastră, uite, că tot pe noi ne doare. Deși e mâine viscol, iar azi un mare nu. Acolo e zarea ruptă. În noi ne-am arătat-o. Aici e un destin, pustiu, abandonat, săraci, iubirea frântă, ieri am amanetat-o la târgul de trădări din cel mai ieftin sat. Mă ajută cineva că eu caut o poezie și... Cred. Da. Din păcate, i-aș fi vrut să mă văd cu foarte mulți prieteni de-ai mei, dar ei au gândit altfel. Adică s-au grăbit să plece. Spunea cineva ieri, așa, la o discuție, relativ
banală. Că de fapt cei care sunt răspunzători de ceea ce îi se întâmplă sunt cei care rămân. I-am avut un prieten foarte bun aici, pe care mi-aș fi dorit foarte mult să-l văd. Și astăzi, chiar dacă nu este, e însoțit în forma orizontului său fictiv de soția sa și de fiică. Se numește Auf, Auf, prietenul drag și vesel mereu, Sorin Borza, cu marea și neglaberea mea durere. Vă îmbrățișez, Gina și Daria. S-a dus o vreme și s-o duce toate, s-a dus și timpul curând, fără de știre, te-ai dus și tu, Vasile, și din moarte strici Auf cu inima ucisă de iubire. Și nu înțeleg și nu mă împac cu gândul că te-ai grăbit să pleci, că ai murit și că acum te acoperă pământul în loc să mergi râzând la pescuit. Și lumea e mai tragică, mai mică și veselia ta, Vasile, unde-o fi, să-l saluți, te rog, pe Marenică și să-i spui că nu-l vedea într-o zi. Pe aici e destulă neputință, nici viața, timpul, plânsul nu au tact, din marea ta putere și credință, tu te alegi, amice, cu un infart. Cu cina, doamna ta, nu am putere, nici să vorbesc, ce pot să-i transmit, când în sfârșitoare grea durere, nici fata ta nu crede că ai murit. Nu le-a lăsat nici umbră, nici speranțe, imensul gol și tot ce ați iubit, eu să le spun atât? Condoleanțe? Nu, nu, amici, știu că ai glumit. La naiba cu dorințele deșarte, la naiba viața e o fotografie, să ai grijă de tine acolo în moarte, Auf, Auf, Vasile, ce va fi, să fie. E prea mult. Dacă am fi avut un program artistic, ar fi fost cu totul altceva. Te rog. Și totuși, aș vrea să mai citesc o poezie dedicată de Cătălin Robertei, soții. Aia căutam și n-am găsit. Am găsit. Roberta, soției mele, am scris cuvinte să nu doară părerea mea că te iubesc. Și uite, păsările zboară spre un tărâm nepământesc. Pe tine să te caut încă, putere de la zei cerșesc, și noaptea surdă și adâncă eu te visez nepământesc. Lăsat în voia amăgirii, nu știu să scriu că te iubesc, iar tu mă judești ca zefirii, că zefirii au înflorit nepământesc. Cum lacrima se așterne vie pe ochiul meu când te trezăresc, așa mi se vitez, mi se visez. Soție, să mă iubești nepământesc. În brațe, hai să mă cuprinzi, cu zborul tău felin, zeiesc, să ne iubim între oglinzi, căsătoriți nepământesc. Hai, lasă totul deoparte, să-mi fie aproape, îmi doresc, să-ți scriu de aici, de departe, că te iubesc nepământesc. Eu căutam o poezie, n-am găsit-o, că așa îi se întâmplă poetul să nu găsească propria poezie la cuprins. Soției mele, prietenei mele și ea este o prietenă în primul rând pentru mine, că sunt un om foarte complicat și el înțelege pe toate, cu o înțelepciune fantastică. Te iubesc. Ca și în 2012. Poezia se numește Mă doare și sună așa. Eu ție vreau să ți le scriu pe toate, resuscitat în ambulanța smurt. Mă doare spina sau mă doare în spate, parcă sunt tor sau mai degrabă surd. Mă doare nu știu cum, lumina parcă, să se doar în gând închipuit. Mă dor și vâsele întinse în barcă, mă doare tot, mi-e clar că n-am murit. Mă doare frumusețea ta blajină și vindecarea grafnică din text. Mă doare mersul galeș de felină, mă doare, nu mă doare, e un pretext. Mă doare grav iubirea ta de plină și modul răbdător de a-mi fi. Mă doare și privirea ta senină. Și bunătatea ta de zi cu zi. Mă doare că nu pot a recunoaște imensa mea iubire, draga mea. Mă doare că în fiecare Paște e răstignit Iisus pe Golgota. Mă doare și mă doare și mă doare ca o dovadă că mi-ești pereche pe fia mea și în viața viitoare.
Tu mă știu că m-am glumă de ureche. Eu ție astăzi, ți le scriu pe toate. Alarmă falsă, pe planeta smurt. Nu mă mai doare. Ai avut dreptate. Eu te ador și orb, și mut, și surd. Aș mai avea doar o rugăminte la dumneavoastră și vă mulțumesc frumos pentru răbdare. Mai am un prieten de-al meu care și el a plecat. Ar mai fi destul de spus. E vorba de... Nu știu unde să o găsesc. Imediat mă uit. Nu. Mă scuzați un moment. În ce sunt dezușesc scrisul? A, 107. E un reprezentant din... De-aia am ales poeziile celor care au reușit să vină cât de cât aici. E vorba de Toni Anton, un prieten foarte bun al meu. Doamna lui, care suferă enorm, e reprezentată prin mama dumneai și vă mulțumesc frumos. Se numește La revedere. Am auzit că ești chemat în moarte, iar eu pe tine când să te mai văd, tristețea mea e plecarea ta departe și un tragic sentiment numit prăpăd. Și o cruce gravă se apleacă în sine, încovoiată ca de un rod absent și în fotografia noastră, fără tine, devine timpul tot mai greu, mai lent. La telefon nu pot să te mai sun, mi-e clar că a murit și el, amice. Eu parcă mai aveam ceva să-ți spun, că te iubesc în moarte, cum se zice. Când am vorbit, acum vreo 2 luni, mi-a spus că viața nu te poate înfrânge, acum aștept zadarnic să mă sun. Și aș urla, și aș înjura, și aș plânge. Și dincolo și dincoace de lume, mai sus decât zenitul tău acum, am inventat o formă de a-ți spune că-mi lipsești. Nu te porni la drum. Și plâng în singurarea asta mare, ce fără șansă pustit mă ține. Era firesc așa ca la plecare să-mi fi spus cu bine, Cătălin. Ascultă bine, Doni, ce am să spun, cu o ultimă fărâmă de putere. Să ai grijă de tine și drum bun. Adio, mi-e prea greu. La revedere. Vreau să vă rog la o excepție, chiar dacă s-a recitat foarte mult. Aseară, azi noapte, ne-a plecat un prieten dintre noi. Mulți poate că-l cunoaște, se numește Cătălin Bontaș. Eu am vorbit acum vreo 2 săptămâni la telefon cu el. Ar fi trebuit să doresc o carte soției sale. Întâmplarea face că, în mod fatal, n-a văzut nici carte, nici fotografie. Eu i-am ascuns faptul că am pus și fotografie cu părinții lui în carte. Soția mea, spre norocul meu și al lui, i-a divulgat acest secret și bine a făcut. Se numește Când este ger și dacă mă ajută cineva să-mi spună la ce pagină este... Mulțumesc frumos, Cristi. Și vă mulțumesc tare mult pentru răbdarea dumneavoastră. Dar cândva să ne dorim ca oamenii așa cum suntem noi să-și amintească de noi, la fel, de generos. Când este ger, prietenul meu de lacrimă și suferință, Cătălin Bontaș, cu drag, în memoria părinției săi, Costi și Dorel. Salut din depărtările semețe, salut prietene drag, cu flori de ger, te văd în toate clipele răslețe, cum plângi pentru părinții tăi din cer. Din fiecare lacrimă fierbinte, ce-ți cade neștiută pe obraz, se naște un înger, straj la morminte, care te îmbrățișează la necaz. Ce drum să construim pentru neșansă, cum să întoarcem timpul peste clipă, de dor de Dumnezeu căzuți în transă, să retrăim trecutul fără pripă, să smulgem din fotografii prezentul, cu mâinile să ținem de sicrie, să-l alungăm din trupul mort, absentul, și să-i îmbălsămăm cu veșnicie, să nu lăsăm părinții să ne piară, să nu admitem moartea în decor și clipa asta pentru întâia oară, să înviem pe cei care ne mor. Și să-i ținem cu un braț aproape și să-i îmbrățișăm neîncetat, groparei să nu aibă ce să îngroape, să ducem moartea la înmormântat, să urle apa
cerul și pământul, să urle nebunia prin genuni și cum a părăsit Iisus mormântul, așa să facă pentru ei minuni, să se înalțe în zenit privirea și ploapele cerșească întorsul drum. Părinții noștri ne-au lăsat iubirea să nu lăsăm să piară nici de cum. Când pleacă tata, mi se face cer, când este cer cu mama mă încălzesc de lacrimi, nu mai pot privi în cer. Îi caut în zadar și îi găsesc. Salut din depărtările semețe, salut prietene drag cu flori de ger. Nu mai fi trist în clipele răzlețe și să nu plângi, ei ne așteaptă în cer. În încheierea acestei lansări aș vrea să vă recit o poezie dedicată de mine poetului Cătălin Pilipauțeanu, poezia să mai să te îmbrățișez, frate, prieten drag. Vântul se tânguie prin univers, soarele strălucește în atacarte și te iubesc în fiecare vers, frater, etern, chiar dincolo de moarte. Nu ne desparte un orizont fictiv, chiar dacă între noi sunt munți și valuri, prieten îmi rămâi definitiv, împărtășind aceleași idealuri. Trec cu ani în goană, alți în goană vin, se apropie o nouă primăvară. Te aștept cu nerăbdare, Cătălin, la un pahar de vorbă în fapt de seară. Să-mi povestești așa cum doar tu știi, tristețea depărtării sau înlături. Te aștept și cu Robert, dacă atunci când vii, cu doamna ta ce ține rău alături. Vreau să te ascult prin gând, prin poezii și vreau să râd intens cu bucurie că mi-ești alături, că ai putut să vii, să ne vedem pe românească aglie. Deci fă-ți bagajul, fratele meu drag. Eu zilele le număr și îmi doresc să treacă timpul, să ne apar în prag, să te îmbrățișez cu dor frățesc. Vreau să te întreb numai un minut. Dă-te puțin, că tu ești mai solid așa. Vreau să mă întreb către o doamnă care e aici și știți ce? S-a uitat în ochii mei și a spus: Doamne, Cătălin m-a uitat pe mine. E doamna Țiganceș, care mi-a însoțit copilăria și pe care o iubesc enorm. Sărbunaș, mulțumesc frumos că a venit. Și are o poezie și dumneavoastră s-a uitat așa. Zice, chiar nu mi-o recită și mie. Și atunci am venit aici ca să vadă cât de mult o iubesc și să vadă cât de mult prețuiesc copilăria mea. Nu cred în timpul aspru care zace, nescris sălăjuit cumva cândva, nu cred în depărtarea care tace, ci în dumneavoastră și în copilăria mea. Nu cred nici în etern, nici în idee, nici în abisul memorabil și scadent. Eu cred în dumneavoastră, om în femeie, și în destinul ce ne leagă iminent. Nu pot să cred în catalogul firii, strigat prezent de un elev docil, eu cred cum cred în vară, trandafirii. Și dumneavoastră, când eram copil. Nu cred că v-au plecat definitiv oamenii buni care vorbesc din poze, ei s-au retras în cer cu un motiv. Să vă culeagă dumneavoastră, roze. Și cuța costie de sus veghează și vă zâmbesc din învechită ramă, priviți-i. Chiar acum vă îmbrățișează de ziua dumneavoastră, mama. Eu cred și poezia mea o spune că vă iubesc pasul meu din tâi și am să vă stric de pe căluți pe nume să mai rămâneți mamă, mai rămâi, și am să vă stric de tot atâtea ori să mai învățe coul de așteptare, iar eu copilul răsărit din flori, din mine să vă doresc o floare. Florin, dacă ai venit, haide, da. Haide, că... Stai, lasă-mă să respir un pic, abia am intrat. O să avem și imediat. Un cu câteva, vă rog. Rezolvăm ceva. În amestecul acesta atât de bogat, de frumos, de curat și de intim, lângă poetul Adrian Păunescu, îl simt și pe Ion Alexandru, a plecat din lumea aceasta în Germania, odihnește în pământul Sfintei Mănăstiri Nicula, dar are semn funerar și la topa lui natală și din vasta și valoroasa lucrare, din motive lesne de înțeles, îl amintesc Ștefan cel Mare, scris la putna binemeritatei lui odihne. Vă rog frumos, poftim. Asta a fost. Eu aș vrea să rog pe domnul profesor Dănilă să treacă în dicționarul dumnealui domnul Cătălin Pilipauțeanu, iubire,
prietenie și excelentă comunicare cu vii și cu morții. Vreau să spun și un cuvânt. Ai adormit, Ioan Alexandru, așa cum numai Sfinților se întâmplă, alături pe biroul tău de lucru, cu Biblia căzută lângă tâmplă. Și iată, acum, Ioane, o veste, o veste de întuneric, fiul tău îmi spune că nu mai ești, ai trecut poveste și ai plecat la cer cu altă lume. Aveam plăcut. Să mai rămâi puțin până se liniște. Nu. Da? Bun, gata. Să rezolvim. Mă pregătesc, ai răbdare. Cenaclul Flacăra, după cum știți, a fost un fenomen social extraordinar care a cuprins multe orașe și chiar multe orașe din străinătate. Cenaclul Flacăra avea o deviză. Fii ai luminii din adins, pentru lumină ne vom bate, sunt trei idei de neînvins, lumina, luptă, libertate! Într-o tăcere jenantă, eu am să vă mai... Că... Ai rămas fără poezie? Vreți să scot toate cărțile, probabil. Fii atent. Și e o poezie pe care... Ok, da. Ok. Mi-a luat... eu am scris o poezie, am postat-o inițial pe Facebook, iar revista Flacăra lui Păunescu m-a rugat să o dau spre publicare, iar eu am avut o singură pretenție, să-mi trimită 3 exemplare din Flacăra lui Păunescu, pe care am și primit pe adresa mea de la Berlin. Și se numește Mi-e dor de Păunescu. Unde e și fotografia, care probabil că se află pe aici. Mi-e dor de tine, prieten de cuvânt, și slova mea seamănă de viață, mă trec ce faci acolo în mormânt și la ce oră scrii de dimineață. Mi-e dor de versul tău, cu un dor absurd, și parcă tot mai greu să dau de tine, mormântul ăla e de-a dreptul surd, din el nici un ecou de-al tău nu vine. Te tot citesc în rime fără seamăn, și plâng amar, cuvântul meu ți-l dau, îmi plec genunchii pe mormântul reavăn și te recit urlând fără să vreau, citește-mi iară vobiscum cum înspre seară și manifestul te-aș ruga, apoi recită-mi repetabila povară cu sufletul de inimă greoi. Ai renunțat la muze pe minute, sfârșind poemul morții în spital, dintre perfuzii literar născute, semnând doar de la cardiacul cordial. Și te aștept, maestre, cum o umbră, așteaptă o lumină, un însemn, și în toată așteptarea asta sumbră, rămân vorbind cu crucea ta de lemn. Mersi. Aici o fotografie cu Andrei Păunescu, la mine acasă, în apartamentul meu din Berlin. Document. Da. Florine! Mă, băiatule, tu știi că ai poezie dedicată în cartea mea? Păi nu mi-ai zis niciodată absolut nimic. E prima oară când aud, o surpriză extraordinară. Așa. Și să zic, de obicei le citeam pe cele care le dedicai altora pe Facebook. Așa. Mă întrebam când o să fie vădată momentul să scrii și mie două versuri. Păi eu ți-am închinat această... Spune-le ce pagină. Păi eu că mă chinui cu memorie externă aici, înțelegi? Că e o problemă cu ea. Dacă nu, degeaba, de jos. Are să învârte pentru că ăsta de jos e rupt. Mai e povestea. De-aia am zis că dacă era pe unul pe aici, nu era super ok, da? L-aș mai lăsa mai jos, să nu se mai... Dar nu. Bine așa, trebuie să stai de burtă. Cred că e mai bine așa. Cred că e mai bine așa. Da. Ai COVID. Deja ai COVID. Roberta, tu știi că nu sunt poezii, nu? Am vreo două în care... Măi, culmea, acasă stăteam, mă. Cântă pe de roșcă, defect. Da, hai, uitați-vă puțin în lateral. Este un pupitru acolo, ce drept din lemn. Nu, a, ok. Cumva. Nu mai împart. A, ok. Dar numai că mie îmi trebuie să stau de jos, că am nevoie și de microfon pentru chitară. Și va fi o problemă... Am lăsat pentru toate vă ajutăm astăzi. Nu nimic, lăsați că de noi vă mântuim. Sau asta de... Bă, Florin, eu vin lângă tine, să știi. Păi, el care... O să-mi spun un lucru. Florin,
Trofin a fost, în afară de Romica Efrim, care colaborez de ani de zile, care a spus că am niște poezii care îmi plac, aș putea să fac un rodibel. Vrem un coace. Artist. Da. El are și o față de artist. Eu cred că o să iau în felul ăsta. Nu o să vă supărați pe mine dacă nu s-o supără Cătălin. Ok, o să fie în regulă până la urmă. Clama nu este cadu pe aici. O să le găsesc după aia. Problema să găsesc distribuții. Să trebuie. Și mie. Stai aici, Ariane. Mi-e teamă. Mi-e teamă de scurtarea unui drum făcut între Sodoma și Gomora. Mi-e teamă că iubita mea e acum amanta mea și a lui și a tuturora. Mi-e teamă de răspunsul încovoiat venit din nopți să-mi lumineze visul. Mi-e teamă că iubita a plecat și a luat cu ea amorul, pana, scrisul. Mai bine și cânta. Mi-e teamă că un prieten a murit repus la zid de așteptări eterne. Mi-e teamă că iubita a venit să-mi pune trandafirul ciși pe perne. Mi-e teamă că e ziua asta lungă și nu-mi ajung scrisorile înapoi. Mi-e teamă că iubita nu o să ajungă să-mi le scrie, să mai știm de noi. Mi-e teamă și de tine, cititor, că nu mai ai răbdarea cuvenită. Mi-e teamă că s-a prăbușit în zbor îngerul meu cu aripa rănită. Mi-e teamă de uitare și dispreț, de libertate și ucis azare. Mi-e teamă că iubirea are preț și că iubita mea e de vânzare. Mi-e teamă să mai scriu și să mai fiu. Mi-e teamă că iubim mult prea puțin. Mi-e teamă de murire și de viu. Mi-e teamă, punct și virgulă. Amin. Hai să vedem ce este la lege atunci, da? Tocmai ați auzit aceste versuri pe care eu, acum ceva timp, am încercat și le-am pus și pe note. Numai că aici e o problemă cu vizualizarea. Se aude? Sper, nu? Oricum vocea ta e baritonală, așa că nu-i problemă. Bine, vocea da, dar chitara... Se pune microfon pe chitară. Mi-e teamă că iubita a plecat și-a luat cu ea amorul, pana, scrisul. Mi-e teamă că un prieten a murit răpus la zid de așteptări eterne. Mi-e teamă că iubita a venit să-mi pună trandafirii uciși pe perne. Mi-e teamă să mai scriu și să mai fiu. Mi-e teamă că iubim mult prea puțin. Mi-e teamă de murire și de viu. Mi-e teamă, punct și virgulă, amin. Mi-e teamă să mai scriu și să mai fiu. Mi-e teamă că iubim mult prea puțin. Mi-e teamă de murire și de viu.
Teamă cum și virgulă, amin. E teamă că e ziua asta lungă și nu mi-ajung scrisorile înapoi. E teamă că iubita n-o să ajungă să mi le scrie să mai știm de noi. Mi-e teamă și de tine, ascultător, că nu mai ai răbdarea cuvenită. Mi-e teamă că s-a prăbușit în zbor îngerul meu cu aripa rănită. Mi-e teamă să mai scriu și să mai fiu. Mi-e teamă că iubim mult prea puțin. Mi-e teamă de murire și de viu. Mi-e teamă, punci, virgulă, amin. Mi-e teamă să mai scriu și să mai fiu. Mi-e teamă că iubim mult prea puțin. Mi-e teamă de murire și de viu. Mi-e teamă, punct și virgulă, amin. Mi-e teamă, punct și virgulă, amin. Mi-e teamă, punct și virgulă. Scena în Onești. Am făcut-o în alte părți, nu cu atât de multe emoții, pentru că acolo nu eram acasă. Aici sunt acasă, mă cunoașteți o parte din voi foarte bine și tocmai de asta am emoții mai mari decât acolo. Dar asta e, se întâmplă, cred că, oricui. Asta cred că poate să-mi confirme și Ligă, care este unul dintre multe experimentații ca autori ai Oneștiului. Și l-aș invita, dacă vrea să vină, să fie alături de mine, să facem un moment împreună, crezi? No, după ce ne bătăm, bă. După? Ok. Atunci rămâne la veție. Consider că te-ai bătat. N-am să așa că așa e română. Bun. Felic, poate fie foarte. Vă poezie și nu între... Sau vrei să dau drumul? Sau vrei să dau drumul? Nu mai cânt, mai cânt. Nu mai cânt. Florile s-a citat vreo 3 ore. 2 ore, nu 3 ore. E, bun, perfect. A, poezia ți-a spus 2? Vreau două ore să recitam poezie. Torin, da. La care le pămânesc nimic și după aia merge să bem o șampanie. A, ok, atunci. Bun. Eu vreau să încep cu nimic și după aia cu... Da, hai să trecem la placăra lui Băunescu, ok? Aceasta este o altă poezie care... Știi ce m-a, m-a sensibilizat foarte, foarte mult și de aceea m-am aplecat asupra ei, le-am făcut notele următoare pe care o să le ascultați. E vorba de ceea ce a rămas după dispariția marelui Băunescu. Există pe pământul vechii dacii destulă poezie Neminescu, dar mai presus de căutarea Maicii trăiește flacăra lui Păunescu, trăiește flacăra lui Păunescu. Toate paginile plânse de un ascet, cu drag și dor de bunul Eminescu, e umbra scrisă a marelui poet.
stând la Taifascu însuși Păunescu, stând la Taifascu însuși Păunescu. Și scrie de poeți și muze stinse, ceafărul a devenit terestru, și toate poeziile aprinse stă umbra unui vers de Păunescu, stă umbra unui vers de Păunescu. În locul inimii îmi bate numai el, maestru cel visa pe Eminescu, și nu accept să cred în niciun fel că l-am pierdut în veci pe Păunescu, că l-am pierdut în veci pe Păunescu. Și, Doamne, cât de greu mi-e să-l știu în vizită la domnul Eminescu, că nu mai vine și deja târziu, și nu mai știu nimic de Păunescu, și nu mai știu nimic de Păunescu. Am să-l implor să nu ne uite calea, să vină înapoi cu Eminescu, că s-a înoptat și mă apucă jalea, și știu pierdut pe Păunescu, și eu știu pierdut pe Păunescu. Am să-i aștept în locul în care vor, cunoaște drumul sigur Eminescu, și-am să trimit un porumbel în zbor să nu se rătăcească Păunescu, să nu se rătăcească Păunescu. Există pe pământul vechi dacii destulă dragoste de Eminescu, dar mai presus de îmbrățișarea Maicii, iubește flacăra lui Păunescu, iubește flacăra lui Păunescu. Ia să vedem ce o să iasă cu Nimic acum. Dacă ai textul, este bine. E bine, nu? O să fie bine. Vreau să vă zic că Nimic este poezia care a luat, pentru care a luat premiul internațional Adrian Păunescu în 2014, cu o diplomă semnată de academicianul Eugen Simion și o altă semnătură, o contrasemnătură, ca să zic așa, a lui Andrei Păunescu. De Nimic este o poezie frumoasă. Te-au mângâiat pe englezi și părți au sărutat piciorul mic. Cerul își plânge ca să vezi prin pesne, când mie nu mi-a mai rămas nimic. Ce portrete ți-a rămas parfumul, ce tablouri suferi damășic. Când eu tot rătăcesc de-o viață drumul, și fără tine nu mai simt nimic. Din ce culori îmi naște această lume și ce poem apocaliptic să-ți dedic. Când eu te strig artistă fără nume, chiar eu tot caut negăsind nimic. Din ce culori îmi naște această lume și ce poem apocaliptic să-ți dedic. Când eu te strig artistă fără nume și de tot caut negăsind nimic. Nimic. Pe cine alegi cu gesturi de felină, când mie nu
ce abstracte linii desenez. Dar cu degetele spii și fiecare zâmbet mă pictez. Deși sunt nimeni și rămân nimic, din ce culori îmi naște această lume și ce poem apocaliptic să-ți dedic. Când eu te strig artistă fără nume și de tot caut n-ai găsit nimic, din ce culori îmi naște această lume și ce poem apocaliptic să-ți dedic. Când eu te strig artistă fără nume și de tot caut n-ai găsit nimic, dar nimic, nimic. Se răzbună, stai un pic. Cât de frumoasă ești în înger albastru și ce păcat să mă știu nimic. E dor de tine ca o stea căzând, adică în culori nu știu să zic. Tu ești artista pe un zâmb pictând, eu însumi fără tine sunt nimic. Și ce culori îmi naște această lume și ce poem apocaliptic să-ți dedic. Când eu te strig artistă fără nume și eu tot caut negăsit nimic, din ce culori îmi naște această lume și ce poem apocaliptic să-ți dedic. Când eu te strig artistă fără nume și te tot caut negăsit nimic, nimic. Această lume și ce poem apocaliptic să-ți dedic. Când eu te strig artistă fără nume și de tot caut ne găsim nimic, nimic, da nimic, nimic. Vreau să vă zic că toți cei care sunteți aici, prin amabilitatea prietenului meu, Gheorghe Chelmuș, suntem invitați cu toții la restaurant Boulevard, unde putem să continuăm spectacolul frumos. Domnul Chelmuș, prin generozitate, o să ne servească cu un pahar de vin sau cu ce dorește fiecare. Și avem pe hol șampanie, avem pișcoturi, ne avem pe noi. Să trăiți, vă mulțumesc, mă plin. Așa cum a promis Lică, o să facem cu el după ce ne îmbătăm, e clar. Mulțumim frumos pentru prezență și fiind în apropierea sărbătorii Pascale, vreau să vă urez sănătate, fericire și lumină în casă. Dumnezeu să vă ajute!
Veronica Porumba. Era o poetă veche, doamna Adăluște, Veronica Porumba. Mi-a plăcut foarte tare, vreau să le-am făcut un cântec, se numește Căușul Palme Tale. Pe același drum care am început.